constructorul sau meșteriașul sau oricine altcineva care ia o sumă care include și materialele dumneavoastră. Acum nu generalizăm, dar sunt anumite persoane care vor să rămână cu cât mai mulți bani în acea sumă. Și e normal, până la urmă, să vrei să eficientizezi proiectul și să rămâi cu cât mai mulți bani. Dar